1 din 6 ianuarie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Petcu Marius. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Eu vă spun bun venit la toți care suntem prezenți aici. Îmi cer scuze că am schimbat locația ședinței. Am spus din motive pe care le putem intui cu toți. Noi sunt sindicali acolo. Sunt deja dintre noi care, mă rog, au suportat foarte mai greu un ambient mai rece, da? Și e mai bine, am să răspunde și pentru locații de televizor. Dar luăm partea bună a lucrurilor și mai ales ambientul de afară să fie semne bune pentru anul care am intrat. Fiind la prima ședință, la mulți ani deliberativului, să fie un an scornic și pentru administrația locală și pentru fiecare dintre noi. Vă doresc succes, adică ne doresc succes ca să ducem la îndeplinire mandatul pentru care am fost investit. Salut prezența colaboratorilor din primărie, în primul rând a informatorilor în ghilimele. Asta arată că suntem la ordinea de zi care este destul de bogată. Este un moment cu semnificații de implicite începutului de an. Faptul că avem mai multe informări înseamnă că am intrat în sistem de evaluare. Am niște informații utile pentru Consiliul Local, pentru că avem nevoie de aceste informații, atât la ședința de astăzi, cât mai ales la următoare. Aș porni chiar de la sintagma care definește o atribuție general valabilă, dar foarte cuprinzătoare în ceea ce privește Consiliul Local, că aveți îndreptățirea legii să hotărâți în toate problemele importante ale comunității locale. Ori fără aceste informații, putem adopta hotărâri în cunoștință de cauză. Aceste informații ne sunt utile și nouă, pentru care lucrăm în primărie direcții, pentru că relaționăm între noi la diferite compartimente și putem lua hotărâri în cunoștință de cauză. Dădeam ei timpul la momentul potrivit. Informațiile de la registru agricol merg la compartimentul financiar contabilitate, se stabilesc impozitele și așa mai departe. Acum, conform votanțelor noastre, o să reamintesc ordinea de zi cu tot ceea ce se poate spune, inclusiv un adițional. În general, o cunoaște, ați parcurs-o la ședința pe comisie, v-ați pregătit deja pentru a fi luată în considerație, inclusiv în plan final, arsenal adoptării hotărârilor, așa cum prevede legea. Deci, am să dau citire ordinele de propuse pentru ședința Consiliului Local de astăzi. La primul punct, un proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al UAT Bogdănești, a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2016, inițiator subsemnatul. Pentru că este o celeritate. Acest proiect de hotărâri, doamna contabilă care este prezentă, o să plece imediat la trezorerii
Speranța că o să iasă în mod firesc, pentru că nu văd impedimente, așa cum ați constatat, probabil și dumneavoastră, pentru a fi adoptată, ca să fie depus în termen. La punctul al doilea, propun un proiect de hotărâri cu privire la aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației Intercomunitare de Salubrizare Bacău, adică ADIS, pentru anul în care am intrat deja, inițiator pe semnată. Punctul 3, un proiect de hotărâri cu privire la aprobarea cotizației anuale la patrimoniul grupului de acțiune locală Valea Trotului Bacău pentru anul 2017, inițiator pe semnată. Punctul 4, un proiect de hotărâri cu privire la aprobarea asocierii Comunei Bogdănești cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, inițiator, subsemnată. Punctul 5, un proiect de hotărâri privind aprobarea numărului de asistenți personal pentru persoane cu handicap pentru anul 2017, de asemenea, inițiator, subsemnată. Al șaselea punct, propunem proiect de hotărâri privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care vor fi executate în anul 2017 de beneficiare venitului minim garantat, inițiator, domnul viceprimar. Punctul 7. O informare cu privire la stadiul lucrării de completare a datelor în registru agricol pentru semestrul 2016, prezintă doamna Bursuc Rodica, referent. Al 8-lea punct, propune o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la OAT Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2016, prezintă doamna Stucară Rămintă Elvira, consilier. Punctul al 9-lea înseamnă un raport, tot un fel de informare, deci privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situația de urgență în anul 2016, prezintă domnul Andrușcă Constantin, referent, șeful serviciu voluntar pentru situația de urgență. Tot în zona informărilor sau a rapoartelor, punctul 10 propune un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul 2016, prezintă doamna Scutară, lămâită Elvira, consilier. Urmează la punctul 11, în proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prescurtat ADIP, și modificarea actului constitutiv și al statutului acesteia, inițiator subsemnată. Punctul al 12-lea, în proiect de hotărâre pentru propunerea calificativului privind performanțele profesionale individuale ale domnului Înțelui Vasile, secretarul OASE pentru anul 2016, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3. La punctul al 13-lea, cu tuma, solicitarea adresată Consiliului Local și la punctul al 14-lea propun pentru a nu vă mai solicita la o altă ședință, pentru că avem un termen. Este vorba de revocarea unei hotărâri referitoare la asistentul social plătit de UNICEF și care face parte din organigrama primăriei, domnul Claudiu Petrișor. Este în concediu la acest moment. Evident că la momentul respectiv am apreciat, am dorit și am apreciat, mai ales eu ca inițiator, faptul că ați fost de acord cu modificarea organigramei, în sensul promovării domnului Claudiu Petrișor, pe motivul că este absolvent de învățământ superior. A fost o problemă de nuanță. Controlul legalității de la instituția prefectă ne-a tras atenție că acest lucru era valabil dacă el absolvea forma de învățământ superior după ce a fost angajat la noi. Și ne se solicită revocarea pentru că altfel se ajunge la contențios administrativ și în mare sens. Am avut bunăvoință, probabil că o să-i facă salariul prin adoptarea actelor normative către guvern, după câte să mărește salariul minim, la fel cum veste bună pentru colegii din primărie și pentru funcționarii publici. Am înțeles că deja au fost publicate în Monitor Oficial, tot ordonanță de guvern, de la 1 februarie. Supun la vot ordinele de anotat. Cine este pentru? Mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră.
Probabil președintele președintele, să știi, domnul Vlad, da. Urmează, îl felicit și îl rog să preia conducerea președintele. Da, vă mulțumesc, domnule primar, domnule consilier. Trecem la ordinea de zi din această zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar local al OAT Bogdănești a deficitului secțiunii de dezvoltare a teren anului 2016. Iniciatorul domnul primar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aș încadra la făcut de... 15. E ceva? Aferentă anului 2016. Suntem în 2016. Nu e vorba de excedentul, e de 2015. Da. Acoperirea se face din 2015, dar... Așteaptă proiectul de hotărâre să-l sortez. Dacă ai intervenit, e cea mai mare plăcere. Mai întâi. Spuneam la un moment dat, la început, că aveam ordine de zi bogate și diversificate. Vorbeam de informări, vorbeam de hotărâri menite să le creeze suportul, instrumente de lucru, dacă vreți, pentru anul 2017. Acest proiect de hotărâre l-aș încadra la categoria procedurii. Ne-am mai întâlnit și anul trecut, cu excepția celor care sunteți la primul mandat, cu această procedură din zona financiar-contabilă, și anume, pornind de la faptul că noi am utilizat și excedentul bugetar al anului 2015 pentru finanțarea secțiunii, mă rog, parțială a secțiunii de dezvoltare a investițiilor, acum trebuie să confirmăm la trezorerie că aceste cheltuieli au fost făcute parțial sau în integralitatea lor și situația contabilă, mai precis, suma pe care am utilizat-o, că n-am utilizat tot excedentul bugetar, am mai discutat cu alte ocazii, n-am fost în situația de a finaliza toate investițiile, aș zice eu, din motive care nu au ținut de noi cei din primărie, de sistem cu ce timpul. Ați luat cunoștință în ședința pe comisie de ieri, mai ales comisia numărul 1, sunt convins, care și-a dat și avizul favorabil, am văzut, de suma cheltuită. Am explicat acest lucru și în expunerea de motive. Nu rămâne decât să dau citire propunerii proiectului de hotărâre. La primul articol propun spre aprobare acoperirea definitivă din excedentul bugetul local aferent anului 2015 a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local Bogdănești în sumă de 524.785,85 lei. Articolul al doilea se propune spre aprobare acoperirea definitivă a cheltuielilor pentru investiții din excedentul bugetar astfel. Și sunt amintite, este vorba de un capitol din buget, respectiv, unde figurează investiția îmbrăcămită bitumenată ușoară la drum comunal 468 centru, spuneam înainte, la poliție, drumul comunal 1198 Costroave, care este în proporție de 90% executat și drumul de exploatare pe care noi îl avem în domeniul public este 90 de la blocuri situat în Bogdănești în suma pe care am anunțat-o de la primul articol este 24.780,85 lei. Articolul 3, primarul comunei și contabilul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Deci, am dat de la comisia de specialitate, probabil. Da. Domnul Curcu, președintele comisiei numărul 1, aveți cuvântul.
Comisia numărul 1, toată a fost favorabil la acest proiect. Să mulțumesc. Da, vă invit la discuții, problem, baza acestui proiect de hotărâre. Dorește nimeni? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da, în unanimitate acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației Interdisciplinare pentru Salubritate Bacău pentru anul 2017. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul prezentare. Da. Pot să reiau asertiunea de mai înainte, că ne-am mai întâlnit și anul trecut, am făcut excepție celor care sunt la primul mandat, cu acest punct propus pentru deliberare dumneavoastră. Fiind membri ai ADIS-ului și avem aici un interes important ca această asociație să funcționeze, pentru că fundamentează salubrizarea în Comuna Bogdănești. Și spuneam, apartenența la asociație înseamnă niște drepturi și obligații. Una din obligații prin plata cotizației. Cu acela partid și așa mai departe. Ea a rămas în principiu în cuantumul cunoscut din anii anteriori. Deci 1000 de lei, după câte îmi amintesc. Este un proiect de hotărâre. Practic, am primit standardizat la model de la ADIS. Articolul 1. Înseamnă aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației de dezvoltare de o comunitate pentru salubrizare Bacău pentru anul 2017, cuantum de 1000 de lei. Articolul al doilea, mandatarea domnului Andrușcă Nicolae, având calitate reprezentantă al Unității Administrative Teritoriale în adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară de salubrizare Bacău, să vorbesc în conformitate cu prevederea articolului. Prezentul proiectului hotărâri, precum și după cum urmează. Aici sunt date niște sume pentru diferitele categorii de oateuri. Cele mai mari, plătesc mai mult, comunele în funcție de populație. Acesta este principiul de bază. Articolul al treilea, în cazul în care, din motive obiective, plenarul OATE nu poate participa la lucrările de la din Bacău, acesta va fi înlocuit de domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul OATE Bogdănești, calitatea de reprezentant al OATE în adunare generală Asociației de Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău și împuternicit să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al patrulea are următorul conținut. Plata sumei prevăzute la articolul 1 se va efectua în termen de 20 de zile de la data aprobării hotărârii. Articolul al 5-lea, care este și ultimul, prevede, după aprobare, hotărârea va fi comunicată către domnul Înceriu Vasile, secretar comună, persoane nominalizate la articolele 2 și 3, asociate de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău, va fi adresat la conștiință publică în condițiile legale. Atât deocamdată. Da. Vă mulțumim, domnul primar. Tot comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Nu vă plac să spun. Comisia numărul 1, dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă invităm la... Dacă nu sunt, puneți spre aprobare. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, deci acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației anuale a patrimoniului GAL, Valea Totușului Bacău, pentru anul 2007. Inițiator, domnul. Deci, este un proiect similar cu precedentele două ori. Suntem tot la capitolul cotizației. De data aceasta,
ne plătim cotizația către grupul de acțiune locală Valea Prodosului, o entitate de interes pentru comunitate, pentru administrația locală, pentru că avem posibilitatea, sper în măsura în care se vor pune la punct documentele care fundamentează cererea de finanțare, este vorba de norme metodologice, în primul rând, vom putea accesa niște bani promiși într-o adunare AGA, la care am participat împreună cu doamna director Grigore. Și posibil să primim în jur de 4 miliarde de lei vechi. Lucrăm deja un proiect care ar putea să fie finanțat. Avem interesul, chiar dacă plătim cotizația cea mai mare dintre, în comparație cu cele anterioare, mai avem ADIV-ul. Adică, pentru care va trebui să plătim cotizația, tot așa în urma aprobării unei hotărâri. Merită această cotizație pentru că în AGA de preună aprilie, după câte îmi amintesc, la care am participat împreună cu doamna Grigore, bugetul grupului de acțiune locale a fost împărțit egal. Nu s-a mai aplicat principiul proporționalității, că există și această discuție. Vă dați seama, Târgocna sau Oitute primeau mult mai mult. Și din experiența pe care au acumulat-o cei dinaintea noastră, mai am fost venit anul trecut, tocmai pentru a menține coeziunea grupului de acțiune locală, s-a hotărât să se împartă bugetul egal, lucru care ne-a avantajat pe noi, dar și cotizația să fie plătită tot în mod egal. Pentru că cei care ar fi primit o sumă mai mare din bugetul galului, plăteau o cotizație mai multe. Am fost impresionat de primarii care, primarii de comune, în primul rând, care sunt în stafful grupului de acțiune locală și care au avut această idee fericită pentru noi. O să dau citire. Proiectul de hotărâre care prevede la primul articol aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău cu suma de 1.500 lei pentru anul 2017. Articolul 2. După aprobare, doamna Răcoteanu Romeră, consilieră în cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Articolul 3, care este și ultimul, prevede. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei, domnul Onțeiu Vasile, primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, Asociației GAL Valea Trotășului Bacău, instituție prefectului de Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Atât deocamdată. Da, vă mulțumim, domnule. Deci, toată Comisia Economică, numărul 1, domnul Octavian, aveți cuvântul. Comisia numărul 1 a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Înscrie la cuvânt, cine dorește să le sunt. Câteva cuvinte? Da. Eu consider că este un beneficiu pentru noi, că facem parte din acest grup de acțiune locală, care reprezintă un parteneriat între 17 entități publice, 35 de parteneri privați, din care 13 sunt ONG-uri și reprezintă societatea civilă, 13 SRL-uri, o societate agricolă și 9 întreprinderi individuale. Am constatat cu bucurie că localitatea Bogdănești se găsește între cele 10 localități din lista cu valoare naturală ridicată. Ceea ce consider că, referitor la ceea ce spunea și domnul primar, probabil și noi vom primi din acest an bani mai mulți sau la fel de mulți cât primesc și celelalte localități, cum ar fi, de exemplu, Târgu Ocna. Făcând un procentaj, societatea civilă reprezintă 67,30% în cadrul acestui parteneriat. Ce am observat și mi s-a părut interesant în strategia de dezvoltare locală, faptul că vizează proiecte de cooperare transnațională pentru a avea acces la informații și experiențe din alte state europene, unde sunt implementate strategii de dezvoltare locală. Și anume, se vrea promovarea de produse tradiționale, spre exemplu,
practici și tehnologii noi, promovarea grupurilor de producători existenți și chiar promovarea acțiunilor culturale. Deci ne putem gândi și la ceva proiecte pentru a le promova tradițiile localității noastre. Da, mulțumesc! Înainte aș adăuga o informație utile. Doamna Grigorescu, probabil din modestie, n-a anunțat. Ea a participat în calitate de președinte al Asociației de Prietenie Bogdane Jean-Louis. Deci am renunțat încep să renunț la unele funcții. Și cred că am luat o decizie corectă. Ne-am reorganizat. Ai foarte multe idei benefice care pot asigura finanțare în vederea realizării unor proiecte, atât pentru școală cât și pentru comunitate. Eu cam dat atât. Mulțumesc. Și vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, supuneți prea bună. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Am început proiectul de UTRL. Ieri am avut o discuție pe noi adresă pe care am primit-o la Cultura Roșie de a la Bacău. Ieri am trecut la un quantum, bineînțeles, tot pe principiul meu. Nu vă rog, ce roșie? Ordea? Da. La Gal? Da. Da, da, da. Da. Așa e, am fost prezentat. Deci, în unanimitate a fost aprobat și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Asocierii Comunei Bogdănești cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Inițiator de Adescu. N-am părăsit acest domeniu la aprobării cotizațiilor, dar este implicit acest punct din proiectul de hotărâre. De fapt, noi aprobăm, în primul rând, asociarea Comunei Bogdănești cu Societatea Națională de Crucea Roșie, respectiv filiala Bacău. Este superflu să discutăm despre semnificația și importanța acestei entități cu un caracter, un scop ideatic. Crucea Roșie știm ce înseamnă pentru toți. La un moment dat, noi am mai relaționat cu filiala Bacău, dacă v-am amintit, cel puțin anul trecut. Ei au venit cu niște propuneri de sume pe care noi le-am considerat, totuși, peste, nu neapărat posibilitățile financiare, dar peste maniera pe care am uzitat-o împreună. Eu, în calitate de operator de credit și dumneavoastră ca entitate deliberativă. Am spus că era prea mult și la veniturile noastre nu ne permitem decât această manieră precaută. Cu atât mai mult zic că este binevenită această manieră, cu cât noile reglementări din zona guvernului, poate este codul fiscal, priate, o să reconsidere veniturile bugetului local. Vă dau un singur exemplu. Noi am primit bani buni, chiar și anul trecut, cunoașteți și cei care sunteți mai nou veniți în Consiliul Local, primeam bani de impozit pe salarii. Ori acum, cu deja programul și o parte din actele normative adoptate de guvern, se modifică situația la impozitarea salariului. Până la 20 de milioane, dacă mi-amintesc, se elimină impozitul și se aplică așa numită tehnica impozitării progresive, cei cu salarii mai mari și așa mai departe. Deci nu ne așteptăm la aceleași venite. Faptul că suntem prevăzători și ieri printr-o
întâmplare fericită. Doamna care era reprezentantă a primarului Bacău, probabil era într-un pericol în zonă și i-am sugerat să mai reconsiderăm suma respectivă. Chiar ea a venit cu acest quantum de 1000 de lei și cred că este bine. Am înțeles că lucrează foarte bine această entitate. Obțin finanțare și existența lor se bazează numai pe autofinanțare. Nu primesc sprijin financiar de la bugetul de stat. De obicei primesc de la unitățile administrative teritoriale și de la agenții economici. Putem intui că, într-adevăr, agenții economici cu potențial financiar mai mare pot ajuta chiar mai mult. De aceea, eu zic că este un moment important și un moment cu anumite semnificate. Nu puteam rămâne pe din afară, într-o lume civilizată și mai ales într-o lume, mă refer la partea ei, pauperizată, care are nevoie de activitate și de altruismul idealic, la urma urmei, al Crucii Roșii. Sunt 4 articole propuse în proiectul de hotărâre. La primul articol, alineatul 1, propune aprobarea asocierii Comunei Bogdanului de Bacău cu Societatea Națională de Crucii Roșii din România, respectiv filiala Bacău. Alineatul al doilea de la primul articol. Calitatea de membru Societatea Națională Crucea Roșie din România de la Bacău va fi prevăzut în statutul Comunei Bogdănești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 10-3-2005. Este un document mai vechi, care doriți să-l lecturați, să-l reamintiți, îl puteți găsi la domnul secretar. Articolul al doilea. Reprezentarea Comunei Bogdănești în cadrul Societății Naționale de Crucea Roșie din România, filiala județului Bacău, se asigură de către primarul Comunei Bogdănești sau de împuternicitul acestuia, desemnat prin dispoziție. Să ne amintim domnul Grigore de delegă această mare, asta din cauza că avem permis de conducere. Articolul al treilea, obligațiile financiare rezultate din asociere, se suportă din bugetul local al UAT Bogdănești, va fi de 1000 lei pe an. Articolul al patrulea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către un celălalt fie de secretar comună, primarul Comunei Bogdănești, filialei Bacău a Crucii Roșii, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Atât deocamdată, mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Comisia numărul 2, domnule. Comisia numărul 2 a studiat acest proiect de hotărâre și avându-se în vedere că este vorba despre o societate națională care se ocupă de încălzurarea unor comunități și a unor familii aflate într-o situație critică, ce au avut de suflet că în urma unor dezastre, unor accidente, unor situații de urgență aflate în situații deci defavorabile, a fost de acord să dăm aviz favorabil. Așa pentru a putea fi adoptat în ședința noastră locală. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, da. Și vreau să salut ideea de a ne asocia cu cei de la Societatea Națională de Crucea Roșie din Bacău, pentru că oferim și noi o mână de sprijin celor aflat în suferință și suma de 1000 de lei consider că este o sumă rezonabilă și am primit chiar promisiunea doamnei că va veni să ne ofere câteva lecții de prim ajutor și cu atât consider că ne este benefic tuturor. Mulțumesc! Da, și ei ajută nu numai pe partea de consiliere, ne amintesc la Uitul, dat fiind foarte cam mai călătorit cu domnul Osoruș în mandatul trecut. Spuneam de relaționarea lor cu agenții economici, mai ales din zona comerțului cu produse alimentare,
i-au adus în fiecare comună la oamenile indicate, fără îndoială de administrația locală, au adus foarte multe produse utile. Mă refer la lucruri pe care noi nu putem face așa de simplu din bugetul local. La noi la școală au venit și au oferit lecții gratuite copiilor și am fost înscriși chiar într-un concurs. Au mers la Bacău, au inițiat diverse acțiuni. Deci nu fac doar... fac muncă voluntară în totalitate, inclusiv la lecții de predare. Lecții de predare privind acordarea primului ajutor. Și cu atât mai mult apreciem această inițiativă și felicitări pentru proiect. Da. Mai vreți ceva? Eu aș avea o propunere, cu numirea aceasta dumneavoastră, cu delegarea domnului viceprimar, aș propune să fie delegată doamna consilieră Minicuță Lidia, care este în domeniu, are mașină și cred că ne-ar reprezenta cu onoare și cât de cât în domeniu. Dacă sunteți de acord. Asta domnul dacă doamna vrea, bineînțeles. Noi propunem. Am destul de băgat. Nu vreau să mai încarc. Îl pune când poate pe domnul Cavaler Grigore. Punem la vot. Eu sunt ferm. Mă rog, lăsați că nu sunteți președinte de ședință, domnul Vlad. Deci, eu vă mulțumesc, domnul Vlad, am așa multe... Deci, în cazul ăsta nu mai mergem pe... Da. Păi, ce repede. Ajut, mare drag. Ce repede renunț. Deci, supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Trecem la punctul 6. La punctul 5, pardon. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personal pentru persoane cu handicap pentru anul 2017. Atunci, domnul primar, aveți cuvântul. Da, evident că acest proiect de hotărâre vine din zona asistenței sociale, punea și cu alte ocazie și, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat atât de mult în bine încât să ne reconsiderăm considerând faptul că această activitate, acest domeniu de activitate, nu numai pentru noi, pentru întreaga țară, este foarte generos. Că se adresează, în primul rând, celor aflați în dificultate. Nu ne-am dorit să fim în situația lor fără îndoială, dar este în același timp și foarte sensibil pe partea de finanțare. În același timp, la momentul de față, putem considera că suntem în ceea ce privește situația de tip statistic într-un fel de status quo, adică situația este aceeași cu cea de anul trecut și așa mai departe. Și ar mai fi o realitate care ne obligă să reflectăm ca atare. Nu avem bugetul aprobat, deci nu știm câți bani avem. De obicei, prin legea bugetului național, se mai pot aloca sume în acest domeniu. O parte din susținere financiare a celor aflați în dificultate vin de la bugetul de stat, într-adevăr, vin și de la bugetul local. Dar atâta timp cât nu avem bugetul local, nu cunoaștem mai ales venitul, apropo și de conjunctura legislativă, cu atât mai mult nu putem proceda altfel. De ce reamintesc acest lucru? Pentru că noi, tot din motive financiare, am fost pus în situația anii trecut, cred că acum 2 ani, și a trebuit să discutăm în mod normal cu beneficiarii acestui sistem de protecție, e vorba de asistență personală sau de indemnizație. În raport cu veniturile noastre, nu puteam să le angajăm asistent personal la toți. Nu ne permitea bugetul și la un moment dat cei care, într-adevăr, îngrijesc persoanele cu handicap,
sunt interesat să fac acest lucru în baza unui contract cu primăria, contract de muncă, contract de la vechime și așa mai departe. Asta înseamnă niște viramente la stat în plus, niște sume în plus. Am făcut analize la nivel de contabilitate cu doamna Scutaro, era singur atunci, compartimente și am luat la concluzia că puteam plăti asistente personal pentru persoane cu handicap undeva până prin luna august. Și am procedat ca tare, că ne-am adaptat situației financiare. Cunoaște cu toții și eu vă mulțumesc și acum. Anul trecut am trecut de la un asistent personal la doi asistent personal, respectiv familia Brămic, ce se situate mai nefericită acolo, au doi copii cu handicap teribil. Și ce n-ați primesc aceeași sumă, dar nu statutul de asistent personal. Deci persoana care îi îngrijește, primește numai indemnizația netă. Nu au contract de muncă, așa mai departe. Deci cam aceeași situație se prefigurează. Nu întâmplător am primit și această susținere de la compartimentul, această propunere de la compartimentul de specialitate pe care mi-am asumat-o și propun Consiliului un număr de doi asistenți pe care îi cunoașteți, pentru Brănici Ștefan și Brănici Andrei, după câte mi-am amintit, respectiv mama și tata. Da, o să dau, pentru clarificare, o să dau citire proiectul de hotărâre. La primul articol propune aprobarea pentru anul 2017 a unui număr de două posturi de asistent personal pentru persoane cu handicap. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcoțeanu Romelia, consilier, și doamna Scutaru Lămâință Elvira, consilier în aparatul, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire hotărârii. Și articolul al treilea, cu formularea cunoscută, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei, domnului Sărie Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamne Scutaru, Lămâită Elvira și instituții prefectului județului Bacău. Dacă am dat, mă opresc aici. Da, vă mulțumim, domnul primar. Comisia numărul 2, doamne. Așa cum arătat și domnul primar, situația nu s-a îmbunătățit. Din păcate, ea este aceeași ca și în anul mai greu, sau poate mai grav. Poate mai greu. Și cunoscând situația familiei Brănici, cred că și în viitor va fi aceeași situație. Deci, Comisia numărul 2 a dat ales favorabil acestui proiect de hotărâre în formă existentă pentru a putea fi adoptată în președința Consiliului Local. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt înscrieri la cuvânt cu privire la acest proiect de hotărâre. Da, domnul Pușcașă. Din partea mea, doamnelor și domnilor, toată compasiunea pentru familia Brănici. Într-adevăr, se confruntă cu o situație dificilă în familie. Au doi copii care nu au un viitor strălucit pentru ei, doamne ferește, de așa ceva pentru de acord cu încadrarea părinților ca să-i poată îngrijă și o plăti cât se mai poate, cât îi mai ține Dumnezeu pe pământ și pe părinți și pe copii, că și părinții suferă pe lângă ei. Cuvintele, practic, nu mai au sens în situația lor. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2017 de beneficiarii venitului minim garantat. Inițiator, domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul. Da, domnule. Domnule, domnul consilier, dumneavoastră a studiat proiectul de hotărâre care l-ați avut de masă. Și trecem la propunere. Articolul 1. Aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care vor fi executate în anul 2017 de către beneficiarii legii numărul 416 din 2001,
privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea hotărârii, va fi comunicate domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, domnului Grigori Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești, doamnul scutarul Lămâița Elvira, consilier cu probleme sociale în aparatul de specialitate al primarului și instituții prefectului județul Bacău, inițiator viceprimarul. Ați avut la această bază raportul de activitate, toate demersurile, avizurile, toate demersurile pentru acest proiect. Vă mulțumesc frumos! Și vă mulțumesc! Comisia numărul 2. Da. Da, am, comisia numărul 2 a studiat acest proiect de hotărâre, care cuprinde obiectivele, lista de acțiuni, lista beneficiarii legii 416 și a dat aviz favorabil, urmând ca el să fie adoptat în ședința de astăzi. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Da, vreau să mulțumesc domnului viceprimar pentru sprijinul acordat școlii gimnaziale Bogdănești cu reprezentanții celor care cei care beneficiază de acest ajutor social. Mulțumim din tot sufletul în numele tuturor reprezentanților școlii că ne sunteți de fiecare dată aproape. Vă doresc mult succes și încă și un viitor. Mulțumesc. Da. Vă mulțumim, doamna consilier. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 7 la ordine zi. Informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2-2016. Prezintă doamna Bursuc Rodica, referent. Aveți cuvântul, doamna. Așa, după cum se știe, la completarea registrelor agricole stau normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate în data de 29.04.2015. La OAT Bogdănești există un număr de 56 de volume, acestea conținând câte 50 de poziții și anume, pentru Bogdănești 19 volume cu 905 poziții, pentru Filipești 6 volume cu 267 poziții, pentru străinași 29 de volume cu 1393 de poziții, pentru persoane juridice 2 volume cu 32 poziții de rol. Pe parcursul semestrului 2 al anului 2016 au fost și câteva poziții de rol anulate, astea datorită vânzării, cumpărărilor și a modificărilor care intervin în cursul anului. Registrele pe suport de hârtie s-au completat la zi, s-au făcut modificările care apar pe parcursul anului datorită vânzării cumpărărilor sau altor acte depuse pentru modificări. Acestea trebuie făcute la zi, ținând cont că datorită modificărilor care se fac, se introduc la programul taxe și impozite, care în termen de 3 zile, ele trebuie să puse la impozit, la fi impozitat. Pe suport electronic s-au completat registrele agricole pentru satele Bogdănești și Filipești, urmează să se mai completeze pentru străinași. De asemenea, în perioada asta, avem de completat registrele pentru 2017. Cam atât. Da. Vă mulțumim, doamna Bursuc, că dacă sunt discuții, întrebări pentru privire la această informare prezentată doamna Bursuc. Da, doamna consilier Ghimă. Întrebări nu, doar câteva cuvinte vreau să-l apreciez, doamna, activitatea doamnei Bursuc, care are experiență în domeniul agricol, precum și în completarea registrului agricol. Este o persoană care are capacitatea de asumare a responsabilităților, capacitatea de lucru în echipă. La fiecare ședință de Consiliu vine cu informări privind stadiul de completare a registrului agricol. Își duce la îndeplinire toate sarcinile din atribuțiile din fișa postului. Noi nu putem decât să o felicităm și să-i dorim multă putere de muncă în continuare. Asta dorim. Mulțumesc. Da, dacă mai dorești. Da, doamna Cătăneș.
Și eu mulțumesc că apreciez seriozitatea și competența de care vă dovadă doamna Bursul. Rodica, în desfășurarea acestei activități, mai să spui 56 de volume, este un volum imens de muncă și nu doar pe suport de hârtie acum, ci pe suport electronic. Deci este o activitate, într-adevăr, foarte laborioasă, foarte extinsă și doamna este totdeauna la zi cu toate noutățile, cu toate activitățile ce trebuie să le desfășoare. O felicit și doresc succes și putere de muncă și în continuare. Da. Mai dorește cineva? Domnul Pușcașu, aveți cum. Numai câteva cuvinte. Având în vedere că registrul agricol este zestrea unității administrative teritoriale și doamna Bursuc gestionează acest compartiment, nu am decât să o felicit și aibă grijă de gestiuniță. E oglinda averii noastre. Mulțumesc. Da. Mai dorește cineva? Eu mai vreau. Da, da, domnul. O întrebare în particular. Ar prefera că el merge, dar mi-a sunt să răspunde. Pornind de la sintagma folosită de domnul Pușcaș, faptul că registrul agricol este zestrea. O întrebă doamna Bursuc, Glorica, dacă vrea să măriți. Să măriți zestrea? După ce ies la pensii, măriți zestrea, să știți. Trecând peste acest moment de relaxare care ne este necesar, pentru mine, în calitate de coordonator al echipei din rețe, este foarte important să am informații. Și pentru dumneavoastră la fel, probabil ați reținut din această informare concisă, sintetică, la obiect, cum se spune, trei valori, da? 905, asta înseamnă numărul de poziții de rol pentru localitatea Bogdanului. Poate vă întreabă cineva. Nici nu am știut multă vreme, dar folosesc acest moment, citesc cu foarte mare atenție informările și încerc să le stochez, da? 905, 267, pentru filipezi și 1393 străinași. Acum, probabil, e de interes. Chestia cu străinași nu e chiar așa simplă. Și aș ruga pe doamna Rodica Bursuc să ne informeze în ce măsură reușește împreună cu domnul inginer Bocanu care face înregistrarea electronică. Am făcut-o tot eu de data asta. Deci eu am făcut-o. Să facă actualizarea, că aici presupune păi o... Păi eu am făcut-o, mai am străinași, atât, 1393 poziții. Astea le-am. La străinari, da. Mă refer. Da, la străinari. Reușiți să-i contactați, să relaționați cu ei, să verificați situația. Mai sunt care nu știm de ei. Sunt mulți care nu știm de ei. N-au dat la noi asta, de ani întregi. Asta ne poate afecta la realitarea veniturilor, la impunere. Pentru că baza de informații la registrul agricol se transformă în instrument de lucru pentru compartimentul senatia contabilitate pentru impunere. Și știu că în activitatea de fiecare zi și mai ales la început de an nu este foarte ușor. Că, într-adevăr, hiatusurile acestea care s-au acumulat la un moment dat, ne gândim la imobilele, așa numite imobile, care înseamnă terenurile aflate în proprietatea străinașilor. Păi ei și-au reconstituit dreptul de proprietate, să spunem, începând cu 91, 92, 93, au apărut titlul de proprietate și așa mai departe. Și autorii au decedat, pur și simplu ne mai venim pe la noi decât atunci când au interes pentru subvenții sau în alte situații. Sunt și cazuri care, într-adevăr, s-a rupt firmă în ghilimele. Și atunci e mai greu ca să rezolvăm problema impunerei.
care depinde de acest document extraordinar de important privind evidența. Nu întâmplător, instituția prefectului organizează controle anuale, domnul secretar, la Registrul Agricol. Da. De aici pleacă la Institutul de Statistică. Da, da. Da, deci PIB-ul României pleacă și la primăria Bogdanesca, și de primărie. Deci este o activitate foarte importantă. Este într-adevăr de apreciat faptul că doamna Rodica Borsuc încearcă să-și facă treaba cât mai bine. Și legislația ne mai ajută pe partea de norme, de completare, faptul că nu mai pot înregistra un bun numai pe bază de declarații, numai pe bază de acte autentice. Este și aici o activitate de reglare, de reconsiderare a rigorii, de care doamna, într-adevăr, nu duce lipsă, face treabă bună. Cam ce poți să ne spui despre felul cum reușești sau cât reușești din cele 1390 de poziții la trenaj să le ai la zi? La suport electronic? Nu. Pe hârtie, suportul pe hârtie. Cam în ce situație este, suntem? Este. Că cei mai mulți sunt trenași cu suport. Dar nu, dar pe suport de hârtie eu le am la zi. Numai că ei n-au venit să-și confirme, da, ei au rămas înscriși din 94, da. Primul an când a început să fie impozitat terenul, au rămas înscriși și mai sunt din ei care încă n-au dat la noi să vadă. Poate e vândut terenul, nici noi nu știm, da, care-i treaba. Deci mai sunt. Asta se actualizează anual. La 5 ani registrului, dar plicurile la alte persoane care de fapt nici nu aveau teren, au adus plicurile înapoi. Da, mai ales trăinașe din... Dar cam toți fac așa, pentru că nu au bani. Cam la procentaj, așa, cred că în jur de 10%, cam sau, așa sau din... Sau nu au interesul să desfacă moștenirea de o manieră autentică, ei s-a defalcat în fapt terenul care l-au înregistrat, care e, încă nu au apărut aici, încât nici n-au interesul să depună efortul, fi cât atunci când vin pe la... Când îl dau în arendă sau eu știu, dar, când dau... Dar este într-adevăr lăudabil, eu așa apreciez că doamna încearcă să facă tot ce poate, tot ceea ce depinde de ea și asta e valabil pentru tot angajate din primărie, pentru că nu prea avem în control viața mie de mine și... Toți suntem conștienti că trebuie să încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Eu felicit și doresc succes în continuare. Da, vă mulțumim, domnule. Trecem la punctul 8 al ordinii zilei. Informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială a OT Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2016. Prezintă doamna secretarul Lămiță Ervirea Consilier. Aveți cuvântul, domnule. Această activitate se desfășoară în baza legislației în vigoare, diversificată de categorii de persoane, funcție de vârstă, situație medicală sau stare economică a familiei. În calitate de consilier cu probleme sociale în aparatul de specialitate al comunei, privire la activitatea de protecție și asistență socială la Comuna Bogdănești pentru anul 2016, aduc la cunoștință următoarele. Până pe data de 31.12.2016 s-au întocmit 10 dosare privind alocațiile de stat și s-au înaintat Agenției Județene de Lucrări pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Referitor la ordonanța de urgență 148/2015 privind acordarea indemnizației pentru creșterii copiilor, au fost înregistrate 9 dosare, care au fost înaintate AJPIS Bacău. Conform legii 277/2010 privind alocația de susținere a familiei, au fost înregistrate un număr de 69 de dosare. Această alocație se acordă pentru familiile cu venituri reduse, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și rezultează cursurile unei școli, nu registrează absențe și nu au nota scăzută la purtare sub 8. Având în vedere articolul 42 din legea 448/2006, părinții sau reprezentanții legale ai copilului cu handicap grav
adulții cu handicap grav, pe reprezentanții legale ai acestora, pot opta între acordarea de îngrijire de către un asistent personal și primirea unei indemnizații lunare. Avem un număr de 22 de indemnizații și 2 asistenți personali. Referitor la prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului, sunt înregistrate un număr de 5 copii în plasament familiar. Copiii copilul Preda Andrei, Mihale Andreea Georgiana și copiii Măriuți. În domeniul protecției drepturilor copilului se întocmește trimestrial o fișă trimestrială conform ordinului 219/2006 care cuprinde copiii căror părinți sunt plecați în străinătate. Efectuarea unui număr mare de anchete sociale solicitate pe mai multe categorii, după cum urmează: părinții ai căror copiii sunt încadrați în gradul 1 de handicap, persoane care sunt încadrate în gradul 1, 2 sau 3, solicitări de la judecătoria onești privind cazurile de divorț, la modul de întreținere, creștere și educare a minorilor, părinții cu venituri mici ai căror copii beneficiază de bani de liceu, anchete sociale de la DGASPC Bacău pentru acordul indemnizației de însoțitor, anchete privind instituirea tutelei sau curatelei, anchete pentru minorii care beneficiază de o măsură de protecție specială, anchete efectuate din 6 în 6 luni privind venitul minim garantat și alocația de sprijin financiar. În legătură cu venitul minim garantat, prevăzută la legea 416/2001, aduc la cunoștință că sunt înregistrate un număr de 24 de dosare până la 31 decembrie 2016 s-a înregistrat un număr de 125 cereri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemn. Ajutoarele se acordă pe bază de cereri și declarații pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile acestora, precum și bunurile imobile sau mobile deținute. Cu privire la distribuirea produselor alimentare în cadrul POAD-ului, cantitățile au fost distribuite pe tip de beneficiari, persoane beneficiare de venit minim, alocații de sprijin financiar, șomeri, persoane cu handicap, pensionari cu venituri până la 450 de lei. Aceasta a fost informarea. Da, vă mulțumim. Dacă sunt discuții, întrebări, pe baza acestei informații, vă invit la discuții. Da, doamna Cădăriu. Consider că doamna Scutaru nu are o activitate deloc ușoară în cadrul compartimentului de asistență și protecție socială. Din analiza raportului, a sesizat când a întocmit un număr mare de dosare. În permanență a evaluat și soluționat probleme sociale. În activitatea pe care o desfășoară dă dovadă de competență decizională, capacitatea de a gestiona resursele alocate, asigură în permanență consultanță de specialitate pentru tot ceea ce realizează. Eu nu pot decât să o felicit și să-i doresc putere de muncă în continuare. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva. Da, doamna consilier Cătălinescu. Ținând cont de faptul că doamna Scutaru Elvira desfășoară singură activitatea unui întreg departament acesta de asistență socială, problemele sunt multiple, iar ei se achită cu succes de toate sarcinile care îi revin. Începând cu întocmire de dosare, cu anchete sociale pentru calitate de însoțitor, de asistent social, de asistent personal, de tot ceea ce cuprinde activitatea de asistent socială, consider că și-a duce la îndeplinire foarte bine activitățile, sarcinile care revin și țin să o felicit și să o asigur și de ajutorul nostru, mai ales că în cadrul Comisiei numărul 2 noi suntem și de activitatea de asistent socială. Mai dorește cineva? Eu mai doresc. Da, domnul primar, aveți. În mod firesc, din vorba de un colaborator, sau, mă rog, folosim femininul, e normal să am această intervenție. În primul rând,
ca și dumneavoastră, vreau să-i mulțumesc pentru efortul pe care îl depune. Și, în al doilea rând, pe partea de coordonare a echipei, m-a interesat să rămână niște concluzii care să mă ajute pentru perioada următoare. Eventual, dacă aceste discuții o ajută și pe ea, cu atât mai bine. Aș întreba-o, mă rog, în ce măsură o ajută colaborarea cu cei care au venit din zona municipiului, împreună cu Claudiu Petrișor, care în concediu. Evident, lucrurile sunt de intuit. Poate e superflu întrebarea mea, mai mult ca valoare retorică. Și poate întrebare și mai nemerită pentru clarificarea noastră, atât cât este posibil ea, pentru că noi suntem un fel de interfață în sistem și riscăm ca să fim apăsați, ca să nu folosesc o expresie mai dură, ca un sandwich în acest sistem sau subsistem, cum vreți. Ce crezi că te-ar ajuta mai mult din partea sistemului? Promisiuni n-au mai fost făcute de guvernele anterioare, și de guvernul nou. Știu că se mai discuta la un moment dat și pe perioada guvernării Cioloș. Ce ar trebui făcut ca să vă ușureze munca? Pentru că în sistemul actual vin tot mai multe soluții cu sau fără ghilimele, care, de fapt, aglomerează și produc senzația de apăsare, de sufocare. Ce ar trebui făcut, după părerea ta? Ai experiență? Un program în care se bage toate prestațiile. Așa. Să simplifice legislația. Da, și se bage, să nu se mai facă dosar pentru fiecare categorie. Crezi că e posibil, după... Ai mai multă experiență. Cred, mai da, discutăm, timpul, mai se da. Discutea la un moment dat pe soluții. Eu sunt de altă părere, de exemplu, să spunem, de tip american. Dom'le, dacă ai un caz, îl duci, îl instituționalizezi, îl duci la urgență, îl duci la spital, după aia îi faci documentele și așa mai departe, ca la situație de urgență. La noi e invers. Prima dată trebuie să faci copii, trebuie să fie aprobare de protecția copilului și am, pe românești am luat un fred. Copii în dificultate și așa mai departe, am trimis la urgență, l-au adus înapoi în aceeași zi, neameliorată, evident. Mergem la partea domnului Vlad Gabriel, așa, și să-i mănânce câinele, ca să-și cerem lui încuvintarea să-și ducă copilul la spital sau să-l transfere de la Onești la Bacău. Are ultimul copil în dificultate, trebuie să fac tehnici, trebuie să meargă poliția, trebuie să vină să declare de față cu un angajat al primăriei, să-mi bată bine și o omoară pe asistenta medicală. Cred că e posibil, într-adevăr, o simplificare reală a hârtiilor, în primul rând. Cum cred? De exemplu, instrumente de lucru să fie aceeași declarație sau o anchetă socială valabilă pentru mai multe prestații, cum trebuie înțeles asta? Ei se referă numai la prestații sociale. Deci, ca să nu se mai facă... Să fie mai mult, mai puțin hârtie. Da, dar e vorba, deci, spre exemplu, nu l-a venit la SF. La SF are și dosarul la SF. Asociația de sprijin familial, dar la încălzire îi fac altă documentație pentru încălzirea cu lemni și ar vrea să simplifice. Dacă se încadrează și la venit, și la SF, și la încălzire, nu fac trebuie să aibă unul singur. Și să aceea declarație să fie valabil pentru mai multe prestații. Aici se referi, dar la protecția copilului, aici documentația o să fie din ce în ce mai scufoasă.
Nu văd simplificare aici. Deja din ce în ce mai... Vă zic, dacă mai suntem în situație, după ce suntem săraci, suntem și fuduiți și înțelegem prost democrația. Nu mai pot să spun partea de ceea ce privește drepturile, dar partea de responsabilitate a beneficiarilor și mai ales a părinților și așa mai departe uneori. Nu avem multe cazuri, dar e suficient să ai unul pe zi sau unul care să se manifeste în fiecare zi și... Practic, în afară de stresul pe care îl acumulăm, tot stres produce și insatisfacție de trăit. În sfârșit, cu atât mai mult trebuie apreciat și aici are, cum se spune, o lesă recunoscător și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem o echipă omogenă. Am înaintat în vârstă, dar și ei, că de parte au acumulat experiență. Și asta contează. Plătesc, mulțumesc. Da, vă mulțumesc, doamne. Având în vedere ordinea de zi, propun o pauză de 10 minute. Da? Sunteți de acord? Bogdanici, având în vedere prevederile legale ale regulamentului de organizare și funcționare aprobat pe hotărârea Consiliului Local Bogdanici numărul 36 din 10-12-2005, care a fost avizat din Inspectoratul de Situații de Urgență Bacău, conform prevederilor legale. În perioada 01-01-2016-31-12-2016, în calitate de șef al serviciului voluntar, au fost întocmite și avizate de către inspectorat șef al Inspectoratului de Situații de Urgență următoarele documente. Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2016, programul de măsuri privind activitatea de prevenire și de intervenție a serviciului voluntar, fișa localității pe 2016, planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă pe teritoriul comunei Bogdănești. Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, curelate cu nivelul și natura riscurilor locale, și anume prevenirea incendiilor la gospodării populați, terenul agricol și la fonduri forestiere. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștință cetățenilor prin intermediul preoților din comună, prin afișarea la instituții publice, operatori economici și în puncte informative, cum ar fi primăria și școală și alte. Au fost întocmite toate temele de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, a preșcolare, elevilor de învățământul primar și gimnazial. Temele au fost transmise directoarei școlii Bogdănești. S-a asigurat asistență pe linie de situații de urgență directoarei școlii Bogdănești pentru întocmirea documentelor necesare. Activitatea de apărare împotriva incendiilor au fost organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile legii 307/2006 și au OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite acte de autoritate prin apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor ordinului 163/2007 emise de Ministerul Administrației și Internelor pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Am participat la toate ședințele desfășurate la Inspectoratul de Situații de Urgență Bacău, privind informarea și instruirea pe linie de situații de urgență. S-a acționat cu motopompa din dotarea serviciului voluntar de situații de urgență pentru evacuarea apei din fântânile publice și private din comuna Bogdănești, în vederea igienizării cu cloramină, precum și alte intervenții pe linie de situații de urgență, conform dispoziții date de primarul comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adresele transmise la ISU Bacău pe linie de situații de urgență. S-au desfășurat acțiuni de prevenire la școală, grădiniști și la biserici pe linie de situații de urgență împreună cu inspectorul de la ISU Bacău. S-a luat măsuri de igienizare a șanțului de pe marginea trotuarului prin îndepărtarea vegetației cu păsitoare din dotare și din dotare și defișarea copacilor care pe drumurile publice. Având în vedere atențiunile meteorologice transmise de ISU Bacău pe perioada manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, precipitații abundente pe
abundente, perioadele caniculare și perioadele caniculare. Pentru evitarea apariției unor stări potențiale generatoare de situații de urgență sau trebuie următoarele măsuri. Asigurarea de permanență la primărie, acționarea cu utilaje care s-au încheiat contrarii de prevenire, dare efectelor fenomenelor meteorologice prognozate în baza planurilor de intervenție, cooperare și specifice tipurilor de risc. Instruirea populației prin intervenirea în centru, în gospodării, pe teren agricol și la fond forestier. Avertizarea populației cu prioritate a locuitorilor din zone cele mai expuse la inundații și caniculă. Verificarea legăturilor telefonice cu localități posibile afectate, precum și luarea măsurilor necesare pentru asigurarea funcționării fluxului informațional. S-a supravegheat pe durata atenției meteorologice, hidrologice, poduri și podețele din localitatea unde avem cursul apei a Uituzului. Verificarea traseilor de evacuare a zonei de acordare și de prim ajutor. Atenționarea turiștilor și a celor care tranzitează zone de risc despre pericolele la care se expun în condiții comportării pe firul cursului de apă, cum ar fi Uituzul la noi, Manciucul, la deal. Așa. Aici avem restudierea și punerea în aplicare a planului de apărare împotriva inundației, fenomenelor meteorologice periculoase și a planului de evacuare întocmit la nivelul Comitetului Local pentru situații de urgență. Restudierea și punerea în aplicare a planului de măsuri pentru diminuarea și efectele negative ale fenomenelor de caniculă. Identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiții caracteristice temperaturii ridicate și lipsei precipitațiilor. Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată, transmiterea situației operative la Secretariatul Tehnic Permanent organizat de Centru Operațional Județean din cadrul Inspectorului pentru Situații de Urgență în Baia Constantinului al Județului Bacău. Urma controlului efectual la granițele școli generale, Dicei și Casa Comunei pe raza Comunei au fost constatate o serie de nereguli care sunt în atenția Comitetului Local de Situații de Urgență, urmând să fie rezolvate. Pe tot parcurs intervalului din perioada 01.01.2016-31.12.2016 am intervenit la toate evenimentele pe linie de situații de urgență, incendii, accidente, auto sau începutul de incendiu, anunțate prin Serviciul Unic de Urgență 112. Total incendii în anul 2016 au fost 5. Incendii la gospodării populației au fost 2. Unul de Hor la domnul Dobrăvăș și a fost la domnul Cornel Manea, la centrală. La agenții economici n-am avut incendii de vegetație uscată și tufărici au fost 3. Total, controle de prevenire la gospodării populației au fost 120, din care cu nereguli au fost 23. S-a executat un exercițiu de alarmare și evacuare cu elevii clasă 1-8 și a cadrului didactici din clădirea școlii, în prezența a cadrului de la ISU Bacău, când am avut controlul de fond. S-a participat la concursul zonal care a fost desfășurat pe stadionul orașului Târgu Ocna. S-au întocmit 40 de rapoarte de activitate și de intervenție pentru justificarea consumului de carburant pentru motopompe, drujbe, cozitoare și generatoare electrice. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este dotat cu următoarele materiale cu care se poate interveni în momentul producerii unei situații de urgență conform tabelului anexat. Aici așa avem mijloace de deblocare și stingere existente a incendiilor. Avem două pichete cu stingătoare, dotate, costumi, mănuși, furtuni, două motocompi, care una e pentru apă turbă și una pentru apă murdară, generatoare, drujbe, două drujbe, aparat de sudură, scară, polisant, polidisc, mijloace de protecție civilă, saj de rapid, costume, pisie, mască, contracație, frustă sanitară și targă. Adun la cunoștință Consiliul Local că programul și serviciul voluntar în situații de urgență este de 8 ore, de luni și până vineri, dar este și diversat de situații de urgență apărute pe raza comunii și de informare de prevenire ce trebuie aduse la cunoștința cetățenilor, școli, lăcașuri de cult, agenții economici și instituții
publice. Din aceasta, ca orice serviciu voluntar pe situații de urgență, nu poate fi găsit în permanență la sediul primăriei Bogdănești, deoarece este în consemn din 24 din 24 de ore, trebuie să răspundă prompt și eficient la toate apelurile transmise de ISU Bartou pe linie de situații de urgență. Concluzii. Pentru îmbunătățirea activității desfășurate de serviciu voluntar, propun ca timpul alocat care e așa cu serviciu voluntar în situații de urgență, să fie compensat cu liber de către conducerea instituției. Aici avem casarea 6 costume de PSI și urmează să fie dotat și achiziționate 10 costume noi. Aș dori achiziționarea unui pentru serviciu, unui autotorit pentru situații de urgență și achiziționarea unui costum de identificare șef serviciu voluntar. În anul 2017 va trebui să însemne exploatarea la maxim a noului sistem de management al situațiilor de urgență în cadrul instituțiilor publice și agenților economici. Se va urmări în continuare programul de informare a populației și a salariaților prin elaborarea unor materiale explicative. Lărgirea cadrului de pregătire specifică în școli generale și la instituții publice și agenții economici. Continuarea procesului de identificare a unor noi poziții și mijloace de intervenție și încheierea unor convenții. Completarea dotării de protecție civilă, monitorizarea zonelor de risc și luarea tuturor măsurilor posibile pentru limitarea și înlăturarea urmărilor acestora. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule. Dacă sunt discuții, întrebări, păreri, propune, domnul Puscatul, domnule. Doamnelor și domnilor, personal fiind să-l apreciez pe domnul inspector Andrușcă pentru serviciul care îl gospodărește. Mai ales că am fost beneficiarul intervențiilor domniei sale. Atât și la incendiu, cât și la inundații. Am fost sprijinit. Îi recomand să fiu un pic mai hotărât, așa, să nu vă emoționați, să nu vă panicați. Nu. Un pic mai degajați și succes în activitate. Mulțumesc. Are emoții că nu-i treaba în veci. Nu, e din cauza ochelarilor și-mi punea domnul și nu prea se vede. Dacă mai dorește cineva. Da, doamna. Da. Se spune că voluntarii nu sunt plătiți, nu pentru că nu au valoare, ci pentru că sunt de neprețuit. De aceea și dumneavoastră sunteți de neprețuit pentru noi toți. Vă apreciem pentru asta. Vă dorim mult succes și putere de muncă în continuare. Da, mulțumesc. Da, mai doresc. Da, domnul viceprimar. Da, sunt de acord cu doamna consilieră de voluntară. Domnul inspector Andrușcă Tirel are foarte multă treabă, mai ales în timpul, în sezonul rece sau cel când e plin de ploi, inundații și foarte multe probleme cu fântânii cetățenilor care trebuie dezinfectate, trebuie ajutați să scoată cu pompa din fântâni. Eu urez mult succes și putere de muncă, doamna Andrușcă Constantin. Mulțumesc! Domnul consilier Gurgu, vreau și eu să-l ferice pe domnul Constantin, că vin pe munca care o depune tot timpul, îl văd că ne îndeau, că ne s-o vorzi, că ne muntem, nu stă omul ăsta chiar deloc. Bravo, vezi că poate să facă treaba. Poate să urmărește pe el, poate nu. Nu, îl văd că... Hai că nu face să fac cu drujba în spate, tai cu o față, față în îndeal, fac cu pompa în hotar la inundații, fac cu coasa cu chem de vară, chiar omul ăsta chiar muncește. Merg să apreciez. Da. Mai dorești cineva? Mulțumesc. Domnul primar. Fericitări pe toți. Eu mai doresc. Acum vreau să vă întreb dacă știi cu insubordonat. Primarului. Da, serviciu voluntar, într-adevăr, e supărat. Serviciu voluntar este... E supărat, dar e la șef, nu ca inspector. Nu, 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 n
Acum la modul responsabil, așa trebuie să vedem lucrurile. Să mai glumim la necaz, unii oameni cu părere spun că ne-au arătat ca să supraviețuim și în trecut și la timpul prezent. Vă dați seama că un asemenea raport sau informare, totuna, este un document de tip radiografie, la fel cum a fost informarea de la compartimentul de asistență socială și așa mai departe. Dacă vrei să cunoști societatea românească și oriunde te duci, pentru că servicii voluntare, servicii de urgență au toți. Arată cum se prezintă societatea românească, să spunem, pe zonele unde e nevoie de eficient în mod cer. Mă cer de numele de situație de urgență, nu lasă loc la dubii. La fel ca și la asistența socială. Ar trebui să nu ne lucrăm cu aceste domenii de activitate. Din păcate, ele arată cel mai bine limitele sistemului sau al subsistemelor românești. Dacă noi avem o abordare sistemică, unii zic că nu prea suntem în... ne cam jucăm cu vorbele. Acum, aici nu putem discuta decât prin ce, în primul rând. Cred că asta e mai important să reținem și concluzii care spun ceva. Nu prea merge voluntariatul în țara noastră. Deci nu merge, cred că e important să ne căutăm fiecare dintre noi răspunsul și niște concluzii tot în mai mult necesare. Nu avem nici educație, nici cultură. Nu avem sistemul de valori, nu avem modelele necesare luate de sus în jos sau de jos în sus, dar pentru că noi suntem jos, e normal să spunem că ne lipsesc modelele de sus în jos. Probabil cei de sus dau vina pe noi și așa mai departe. Asta contează foarte mult. Nu avem resurse. Probleme cu voluntariatul am văzut și în Franța, de exemplu, la serviciilor de intervenție de pompieri. Eu mai am discuții cu domnul cu același nume și încercăm să reglăm de mers, că nu ai ce face. Nu avem resursele umane necesare, suficient de motivate, pentru că standardele de viață, modul de viață, nu permite acest lucru. La noi tot voluntarii, mă refer tot la echipa de intervenție, în primul rând, și echipa de prevenire. În primul rând, se chinuie și ei crească. Sunt angajați undeva. În mare parte, nu e la cheremul nostru. În Franța era ușor să se planifice și nici acolo nu era la modul ireadic. Voluntarii aveau un serviciu, făceau serviciu, după aia erau liberi. Liberi în sensul că nu mergeau la serviciu. Aveau, la un moment dat, poate niște episoade neprevăzute. Și în plus de asta, voluntarii de la noi, în mod firesc, mai ales la inundații, sunt interesați să-și salveze gospodăria, familia, bunurile lor și așa mai departe. Nu rămâne decât să căutăm soluții de adaptare la situație. Măcar se coordoneze în zona lor. Ne trezim și am avut ceva prestații cu sau fără ghilimele în sezonul trecut, de pe la jumătatea lui mai până după alegeri, că au fost un reper pentru toți, până pe la jumătatea lui iunie, eram fii ploi, așa mai departe. Asta este. Acum, pentru că suntem la un moment de concluzii, cam câți voluntari pe care se bazează. El are noroc că relaționează bine cu o parte de voluntari. La intervenție, la pompieri, cam cât avem? Am 7 băieți care... Conțăm pe ei? Da. Într-adevăr, îmi plănești cu
Costel tot timpul. Este Miron Vasile, Marmicu Cibotaru, Marian Cibotaru. Mai avem mai văd niște băieți Nelu Falade, care o să fie în serviciu. Dar la Pitești. Probabil că să-i motivăm noi. Sau cred că la câte corboane este acum cu schimbările astea la vreme, nu prea avem teadă în ghilimele să-și pună pelea la murat pentru impozite care le plătesc. În schimb, sunt și oameni care au disponibilități spre ideatic. Chiar am admirat băieții din Filipești. Pur și simplu, indiferent câte instrucții au, câte școală au făcut, am văzut că au ceea ce se numește altruism. Au sentimentul, dacă vreți, compasiune creștine și așa mai departe. Am rămas impresionat. Ăștia trebuie cooptat. Cadrul legal ar cam fi și ne mai plătim voluntarul ceva, nu prea ne putem permite ceea ce trebuie să facem noi. Dar asta, chiar te rog să iei aminte și să notez, eu urmăresc asta, că e interesul meu împreună cu voi să asigurăm eficiență. Asigurarea de sănătate parcă nu aveam. Am spus mai întâi să stabilim care ne sunt oameni. Dar nici ăștia de la inspector nu au asigurare de sănătate. Da, știu că legea ne obligă și e bine să vedem costurile. Să, într-adevăr, să nu pierdem contractul cu societățile astea de asigurare. Nu e neapărat să facem asigurare la tot personalul din... La echipa de intervenție. La cel la intervenție. Dar asta te rog să reții și să discutăm cu atenție. Pe partea de finanțare, el joacă la două capete. Eu accept lucrul ăsta pentru că e inima fiecare își apără interesul lui pe de-a lui. Îi instruiesc cei de la Bacău să ceară la primar ca să aibă acoperire. Promit că știi ce înseamnă asta, că așa face și el în relate cu șeful de ocol, probabil. Urmea că anul trecut am alocat bani pentru vechi de inventar. Aici situația este mulțumitoare. Dacă v-ați uitat pe material, avem, dragii voi, niște materiale. Nu suntem în stare să facem salturi. La un moment dat am văzut aici ce solicită el pentru anul 2017. Este chiar într-o zonă a glumelor, să așa mai departe. Solicitau autoturism pentru intervenție. Eu am propus altă soluție și ne puteam permite la un moment dat să luăm un ATV în principiu. Am văzut la mănăstirea acasă împreună cu el și așa mai departe. Dar nu are permis de conducere. Păi ce vrea să-i luăm și autoturism, să angajezi și șofer, așa mai departe. Ai delegatul domnul Grigori. Hai nu, care acum... Dar nu mașini. Dar trebuia să cască. L-am supărat o destul pe partea asta. Acum bani la un moment dat și nu am reușit să-i cheltuim, nu mai dezvolt subiectul, dar o să-i luăm problematica pentru un generator trifazic ca să ne asigure funcționarea logisticii în caz de Doamne ferește. El face o bună muncă de teren, eu am apreciat asta. O altă glumă pe care o solicit aici, ca să-i compensez timpul pe care îl folosesc la interviu. El compensează în continuare, că nu are nevoie de timp. Am atâta echilibru încă mental. Dar nu o solicita prea. asta pot și o fac cu plăcere, întotdeauna, dar pentru oricare din primărie, consiliere, nu vă pot învoi, că nu am nici competență și nici n-avem nevoie de la mine. După ședință puteți să vă învoiesc. Oricum nu puteți lipsi de la ședință, că e clar, după aia vă disputați între dumneavoastră sau cu mine și așa mai departe. Asta nu depinde de mine. Dar. Aici este bine. Încercăm să ținem
bol, pentru că toate de urgență nu s-au numai imaginele clasice pe care le avem în memorie fiecare intervenție la inundații, intervenție la incendii și la persoane vulnerabile, mai ales acum cu secvența asta de viscol, ger și așa mai departe. Ceea ce alții au făcut și așa numiți comandamente, mai facem în mod usual, tot preventiv. În momentul când am luat cunoștință de prognoză, mass media și așa mai departe, pur și simplu facem o ședință de lucru. Avem suficiente resurse care îl urmăresc, inclusiv pe domnul Vârcu, în timpul serviciilor. Avem cei de asistență să ia legătura cu persoanele vulnerabile, care sunt vulnerabile cu adevărat. Nu că locuiesc în aceeași gospodărie și nu vorbește tatăl cu cei de copii, apoi Dumnezeu să mă ierte, nu mai face. Eu le mulțumesc pentru că au bună voință și mulțumesc și lui Tinele. E catană bătrână, cum se spune de acum. Știi ce are de făcut și ce poate cu adevărat să facă, o să facă. La fel, o să-i răspund cu aceeași monede. Ce putem plăti de la bugetul local cu cea mai mare plăcere? Să ne achiziționăm într-adevăr generatorul trifazic, care costă ceva. Și n-ar fi exclus dacă ți-ai permisul de conducere și ATV-ul, care are și un rezervor de apă și cum minimal. Eu îl văd posibil la un moment dat. Dar nu pot să-l mai angajez și nu cred că e bine pentru noi ca gestionari ca să-l să spun eu, să-l gestioneze cine n-are milă de el. La un moment dat, nu mai vreau să continui viața, ați înțeles ce vreau să spun. Să duc la colegi, să începeți cu ATV-ul prin care mai este rezervorul după el, sau la braconaj, la domnul. Este un raport bine, ca toate notele care le-am avut aici de la informatori. Dar, în primul rând, este un moment de reflecție pentru noi. Cred că eu personal pun mai mult preț pentru asta și doresc să-l sprijin. Asta e, deocamdată. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar. Trecem la punctul 10 al ordinii zi. Raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap pentru semestrul 2016. Președinte, doamna scrutoare Romița Elbena. Are legătură cu punctul 5. Da. În baza numărul 447-2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform articolului 40 alineat 2, Serviciul Public de Asistență Socială prezintă semestrial un raport Consiliului Local. Conform grijei postului, domnul Brănici și doamna Brănici Adina își duc la deplinire atribuțiile sarcinile pe care le au. Deci s-a discutat și mai înainte, avem doi asistenți personali. Demisiile efectuate la domiciliu rezultă că minorii beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei. Deci nu sunt probleme, în prezență la București cu copiii, își fac treaba. Da. Vă mulțumim. Dacă doresc să ne dați mai cuțit pe acest subiect. Dacă nu, trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică prescurtat, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesta. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul. Da, o să dau citire mai întâi proiectul de hotărâre. Tot la fel din un formular propus de ei, după câte știu. La primul articol propus să se apropie primirea OAT Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică prescurtat. Articolul al doilea are următorul conținut. Să se modifice actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică în mod corespunzător. Articolul al treilea. Să se modifice statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică în mod corespunzător.
articolul 4, să se acorde mandat de reprezentantul Comunei Bogdănești, cu Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, identificat prin CEI, ZEI, și așa mai departe, fiind cunoscut cu CNP-ul, să voteze în ședința aceea în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de Deputați în Comunitate Bacău-Adiv. Articolul 5, după aprobare, hotărârea să fie comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adiv, instituție prefixul de Bacău, persoane în nominalitate la articolul 4 al hotărârii, Consiliul Județean Bacău, să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Probabil vă puneți întrebarea, bine, tot în legătură cu expunerea motivului, de ce acum Onești are interesul să intre în Adiv, Onești, în municipiu totuși? Unul din câte municipii avem? Trei. Da, sub trei. Bacău Mâinești. Nu, ei au avut, știți, probleme legate de apă și canalizare. Au utilizat un serviciu care nu era lor sau nu puteau împinge. Acum lucrurile au luat o turnură mai aproape de, mă rog, nu neapărat o imagine cunoscută, o imagine clasică, să spunem. Serviciul de apă și canal a revenit la primăria Onești. În condițiile astea, ei au fost într-un litigiu cu vechiul serviciu, cu domnul Budeanu și așa mai departe. Și, evident, de altă parte, noi aveam interesul numai determinat de relațiile de vecinătate. Dar să nu uităm că speranța noastră, m-am mai discutat ocazional în legătură cu realizarea prin Adib, prin operatorul CRAV, cum se numește, a investiții pe care ne dorim, apă și canalizare, depinde și de Onești, pentru că avem conducta de aducțiune din sistemul Oneștului. Deci avem toate motivele să fim de acord cu admiterea lor în Adib. Atât deocamdată. Da. Comisia numărul 3, juridică, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt discuții, întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da, în unanimitate, deși acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 12 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru propunerea calificativului privind performanțele profesionale individuale ale domnului Oncioi Vasile, secretarul OAT Bogdănești, pentru anul 2016. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. Da, fiind vorba de semnat, o să dau citirea acestui proiect de hotărâre. Comisia de Specialitate numărul 3 din cadrul Consiliului Local Bogdănești, deci dacă v-am văzut în vedere prevederea articolului 107, alineatul 2, litera D din hotărârea Guvernului României numărul 61/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare. În temeiul articolul 45, alineatul 6 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propunem articolul 1. Aprobarea propunerii de acordare a calificativului valorii performanțelor profesionale individuale ale domnului Oncioi Vasile, secretarul Comunei Bogdănești, județul Bacău, calificativul foarte bine pentru anul 2016. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul secretarul Oncioi Vasile, primarului Comunei Bogdănești, domnul Toma Viorica, referent cu restul primar, și prefectului județului Bacău. Tot Comisia numărul 3, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă există înscrieri la cuvânt, mulțumiri, nu prea mult decât... Da, domnul Pușcașu, aveți... Cred că îi apreciez activitatea domnului secretar pentru anul 2016. Nu mă îndoiesc de calitățile domnului sale și îi urez în continuare multă putere de muncă și sănătate. Da, domnul viceprimar, luăm partea. Îl felicit pe domnul Oncioi Vasile pe toate postele care se fac în anterioarele primarie, care depinde de el, și urez succes maxim. Da, vă mulțumim. Altcineva? Doamna Cătănea?
Da, îl cunoaștem și colaborăm de ani de zile cu domnul Onciuriu Vasile. În perspectiva mea este un model, un exemplu de competență și de seriozitate, de dăruire, de corectitudine, de profesionalism, atât în activitățile de plan profesional, cât și cele de tipul personal și familiar. Îl felicit și îi doresc în continuare mult succes pe toate planurile, inclusiv în postura de bunic. Vă mulțumim. Mi-a dorit și cineva? Dacă nu, supunem la voi. A, domnul primar, mă scuzați. În mod direct, pentru că fac parte din echipă. Dacă am procedat la o perspectivă din partea mea, bineînțeles, de intervenție pe principiul modelării, am propus o sintagmă anul trecut. Îl văd ca pe un pilon al structurii aparatului local, alături de domnul viceprimar, bineînțeles, cei care mai suntem pe aici. O construcție destul de complicată la un moment dat și eu zic suficient de articulată ca dovadă, cum să spun eu, nu s-a prăbușit încă, doamne ferește, niciun element al construcției. Este un om ajuns la maturitate profesională și fac foarte important această maturitate are ca emblemă responsabilitate. Deci e un lucru deosebit pentru un funcționar public. De aia nici noi nu îndrăznim ca să interpretăm altă partitură. Formal sau informal, este responsabil peste un compartiment. Doamna Rodica Bursuc, sigur nu uita asta. Mai departe, a registrat agricol ca o asistentă socială, pe doamna departe. Suntem de mai mult timp împreună, deci aprecierile pe care le facem fiecare sunt justificate, sunt acoperite de o perioadă destul de îndelungată. Este 16 ani. Doresc în primul rând multă sănătate. La fel ca și celorlalți colegi, pentru că a fost un moment de evaluare. La un moment dat, am mai tot unele care au mai scăpat, așa, pe la resurse umane, în sfârșit, sau o să le vine rândul. Eu vă mulțumesc la toți, pentru că m-a ajutat în activitatea de coordonare. Deci, automat sunt cu voi și o să am grijă de voi prin ceea ce reprezentați ca lucrători în primărie și nu numai în ceea ce privește latura umană. Inclusiv m-am gravit aici pot îi dau direct compensare șefului serviciului voluntar pentru toate de urgență în continuare. Mulțumesc! Felicitări, domnul secretar, multă sănătate! Vă mulțumim, domnul primar. Mai dorește, doamna consilieră. Și eu vreau să-l felicit pe domnul secretar și să-i mulțumim că lună de lună ne pregătește cu simțul răspunderii materiale pentru ședință. Vă doresc multă sănătate și putere de lucru în continuare. Și felicitări pentru activitatea desfășurată. Vă mulțumim. Da, poate domnul secretar dorește să... Bine, știi că de fiecare dată dumneavoastră ați fost răspundit în rădăitul comunii. Eu vă asigur că sunt o primar învățat și datoria așa cum trebuie. Și atât cât voi fi sănătos și voi putea să gireze această funcție, vă asigur că vă respectam totuși condițiile legale și tot ceea ce se impune să duc la bun sfârșit această muncă. Mulțumesc mult încă o dată pentru aprecieri la toată lumea. Mulțumesc, am vorbit la faptul că vă măreați salariul de la funcționar. Da. Dacă nu mai sunt alte, supunem la vot acest proiect de opțiune. Este pentru? Da.
Da, deci în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la penultimul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii Consiliului Local Bogdănesc numărul 50 din 10-8-2016. Înțeleg, tot domnul primar. Aveți cuvânt. V-a explicat de la domnul secretar, n-are rost. Este nu neapărat o culpa noastră. Nu am sezizat o nuanțare a legislației în vigoare. Din potrivă, am ales varianta bunăvoinței față de un colega nostru, niște tânări, și prost plătit, românește spus. Și am considerat că are acoperire prin faptul că a reușit să finalizeze o formă de votăm superior, fapt care este acoperit în mod legal, de o diplomă de absolvire și așa mai departe. Mă rog, controlul legalității a nuanțat și a spus că trebuia să facă facultatea din momentul angajării până la momentul adoptării hotărârii. Ceea ce practic era imposibil, poate nici în guvern n-am auzit așa ceva. Poate face contestate la asta, să ne dea de casă pe noi și așa mai departe, dar probabil soarta a ales altă soluție. Oricum o să-i se mărească prin efectul lei de salariu și atunci ajunge cam tot aici. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o, că altfel este aici, vă adresez la prefectură, adresat Consiliului Local al Comunei Bogdănești, în atenție secretarului Comunei. Dar, cum se spune, principalul vinovat e eu. Sunt pentru că eu am inițiat proiectul de hotărâre și sunt solidar cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o în aceste condiții, pentru că este un act formal. Personal, sunt dezamăgit că nu i-a ieșit, pentru că întotdeauna trebuie să există o diferență între cei care reușesc să parcurgă o formă de învățământ superior pe planul salarizării. Și din punctul meu de vedere, lucrând cu ei în birou și nu numai, chiar și pe teren, îl apreciez foarte mult pe Claudiu, are și experiență. El a muncit la viața lui, a făcut și voluntariat, la un moment dat, până la epuizare, am înțeles. Și merita acest spor la încadrare și, mă, sigur, nu merita întoarcerea hotărârii. Asta este, legea trebuie respectată. Mulțumesc pentru înțelegere. Da. Să dau citire, să o turțin, apropo de respectul poate de lege. Deci propun aprobarea revocării hotărârii Consiliului Local Bogdănesc numărul 50 din 10-8-2016 privind modificarea organigramei și statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănesc de Bacău. Articolul al doilea. După aprobare, domnul Ciui Vasile, secretarul Comunei Bogdănesc, va duce la îndeplinire hotărârii. Și al treilea are următorul conținut. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei, domnul Ciui Vasile, primarul Comunei Bogdănești, doamne Toma Biorică și instituție prefectului județului Bacău. Când dată mă opresc aici. Mulțumesc, da, m-ați ascultat. Noi vă mulțumim. Comisia, numărul de Comisia Juridică, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Vă mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă mai sunt păreri, eventual. Deci o singură precizare vreau să fac, domnul președinte. Da, da. Vis-a-vis de această revocare. Eu am avut o discuție cu consiliera juridică care girează controlul legalității actelor la OAP Bogdănești. Deci în avansul adoptării acestei hotărâri, mă rog, după consultarea actului normativ și a referatului de specialitate care a stat la bază, mă rog, și la legislație de specialitate s-a constatat totuși că singura posibilitate de transformare a unui post este dacă persoana care este încadrată în muncă urmează o formă de studii superioare în timp sau o finalizează în timp ce este încadrată în muncă la unitatea respectivă.
domnul Petrișor Claudiu, și noi știam lucrul ăsta și am și informat consiliera juridică de la Controlul Legalității Actelor, avea terminat studiile superioare la momentul în care s-a încadrat, ei susținând, cei de la Prefectura Bacău, că a știut la postul care a fost la concurs, postul fiind scos pe studii medii. Noi am plusat vis-a-vis de faptul că nu, din plata asistentului social, comunitar, nu se face din bugetul local, se face din fonduri UNICEF, dar chiar și în condițiile astea, legislația cu privire la transformarea postului dintr-un post cu studii medii într-un post cu studii superioare trebuie respectată. Așa că din cauza asta s-a procedat ca atare. Atât, mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Dacă nu sunt alte lucruri, supunem la vot. Cine este pentru? Da, deci în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Deci la ultimul punct al lui de zi, solicitări a realizat de Consiliul Local Bocnăiești. Nu sunt, domnul președinte, sigur de solicitări adresate Consiliului Local.